Șef la cuțite vă așteaptă să ajungeți în platou, să degustați pentru publicul larg, să vă dați cu părerea, să nu munciți deloc, dar până acolo e cale lungă, avem câte un joc pe zi, inspirat din Ustea Șef la cuțite, mai ales lunea, marțea și miercurea, când se și difuzează. Au ajuns în versiunile speciale, deja acum chiar e concurs, nu mai este loc de întoarcere și de seară avem episod în Șef. Pentru astăzi am deranjat-o pe Antonia Costache, este prin videocol alături de noi și am pus-o și la treabă, pentru că fără mic dejun sau măcar ceva să umplem și noi mațul, nu se poate. Să rămână, Antonia. Bună! Unde te-am prins cu telefonul ăsta? În bucătărie, în București. București, da? Da. Ce faci azi de 1 mai? Cred că o să merg la o expoziție. Cum cred? E deja 10 jumate, nici acum nu știi, n-ai hotărât, n-ai un plan? Nu. Așa e, la 22 de ani viața, n-ai niciun plan, aștept să vezi ce... Dar de cine depinzi? De un prieten, o vecină, de soțul? De... Soțul. Ce vrea el? Azi e cum vrea el, da. De Paște e cum vrei tu. Da, exact. Bravo. Și de Crăciun la fel. Da. De Paște ce faceți? Mergem la familiile noastre. Faceți turul, cum se face de obicei. Turul de onoare, exact. Bravo, s-au pregătit, îți dai seama ce chin. Practic e ultima oară când gătești. Astăzi cine ai făcut? Un tartar de somon. Oleo, bun. Ajută-mă un pic. Se ia somonul file. Da, dar se poate folosi și somon afumat la rece. Bun și asta. Pentru că în România avem disponibil mai greu. Bun, bună ideea. Așa. Se taie la cuțit? Capere, da, se taie la cuțit, capere, ceapă șib și șalo, lămâie, puțin ulei de măsline, puțin muștar și deasupra niște susan pentru aspectul. Am înțeles. Dacă ar fi să te pun în dificultate un concurs de gătit, ce n-ai vrea să gătești la el? Tortul. Cred că desertul, da, tortul. Ok, bun. Și ce crezi că te-ar pune în valoare? Cu ce ai lua amuleta? Ceva creativ. Dacă îmi dai să încropesc ceva, mă descurc. Ok, bravo. Ne plac telespectatorii de acest gen. Ne bucurăm că petrezi ziua de întâi, mai măcar la început, alături de noi. În câteva minute îți dau șansa să câștigi ustensile de bucătărie și un an de zile la Antena Play gratuit, să ne vezi oricând, oricum. Și inclusiv la Sohri să poți să ne vezi pe telefon, cât eu știu ce s-o discuta la masa de Paște. Rămâi aici, ne jucăm astăzi mimă cu meserii. Va fi hilar, crede-mă. Bun, sunt cu Antonia pe firmă, care pe ea s-a ajuns să nu o încurc. Antonia, cine ai vrea să te reprezinte în jocul de mimă cu meserii? Care dintre șerpii ăștia? Florin, Bucălaie și Adina joacă într-o echipă. Ăștia la alții, Ramona, Răzvan și Cuza în cealaltă echipă. Cine vrei să te reprezinte? Cealaltă, știe toată lumea că e cealaltă. Echipa lui Flori. Echipa lui Flori. Te pupăm, ai pierdut. Uite, te-ai dus. El pare că e pe medicamente, dar nu. Azi e... Atenție mare, pornim ceasurile. Da, deci mimăm meserii, ai zis? Primele trei cuvinte. Vezi, mima, voi doi vă puteți folosi de toate membrele noastre. Da. Exact, n-aveți voie să scoateți niciun fel de sunet. Zipit. Adică dacă ești lucrător la bor mașină și faci zzzz, nu se pune, că ea zice că suntem albine dacă facem. Jucăm trei cuvinte, după trei cuvinte oprim ceasul. Prima va ghici Adina, după care al doilea va ghici Bucălaie, al treilea va ghici Florin. Contează să vă și mișcați foarte repede spre scaun după ce s-a ghicit. În regulă. Atenție mare, ministrețe, dacă ai cadre... Deci la trei cuvinte schimbăm, ai zis, da? Bineînțeles. Hai. Începem cu prima meserie. Prima meserie pentru Adina. Ia să vedem. Vă certați. Judecător. Avocat. Avocat, schimbă. Schimbă. Am crezut că la rând vine. Andrei, ai zis că schimbă. Tot de mine, dar n-ai reținut un regulament. Ai dreptate, așa e. Tu la trei ai zis că schimbă. La trei schimbăm echipa. Haide. Bucătar, bravo. Bravo, schimbă. Ceasul merge. Nu, ne-au dat, îți dai seama, neurocercetător. Costător. Croitor. Exact. Stop ceasul, cât avem până aici? 32. Bun, schimbați echipa cu tot, 32 de secunde. Stai tu, Răzvan, primul? Da. Haideți, faceți-vă planul.
A doua va fi Ramona și al treilea acuza. Mai aveți nevoie de o explicație? Sufletul meu să se abțină. De ce? Și dumneata zip it shrimpy. Păi eu de ce să mă abțin? Păi mă omor cu tot ceaiuri așa. Și acum nu mă gândesc decât la adiță cu aia. Te duci tu dau năvală, arunc o tușă. Le fac un team building la băieți să mă pomenească. Da, da, trebuie să mergem și noi înapoi, să-mi iau costumele alea, că vreau să mă duc cu Mănescu cu ăstea, ne îmbrăcăm frumos. Hai, începem în 3, 2, 1 și start. Meseria pentru Răzvan. I-a dat drumul la DJ. Bine, super. Prea simplu. Hai, hai, hai. Aha. Ești la sapă, cosești sapă, sap, ce e? Da, da, da. Tai, decupezi. Apropiați prea mult de Ramona. Cosești, ce faci, măi? Cositor. Cositor? Cositor. Ești cositor. Nu e, mă, i-am înțeles că intri la rat, la ce intri? Meseria la de... mere. Vezi că ăștia nu colaborează. Da. Colaborați, mă. Coroborați. Ce e aia? Piunul, vaca. Cioban, ești cioban? Nu. E, dar nu... Mulgi, nu de... mulgi oile? Nu, mere, doar cioban. Exact. Ai mâncat meciul. Fii atentă. De ce am mâncat meciul? Ce e la cuza? Uite-te la cuza. Uite-te la... Băi, ce e ăla? Tunzi. Ești un tunzător de iarbă. Ce ești? Da. Tunzător de iarbă. Tunzător de pomi. Deci ești? De ce e ăla? Meseria se cheamă de... de viticultor. Viticultor? Tu de iarbă ca viță. Nu, că după aia... Nu, că e sărbătoare, că ziceam niște lucruri. Când nu ai nevoie de băiat să-ți umble la piscină, că n-ai piscină, ai nevoie de un bun... La ce să-ți umble? Șofer. Care se dezbracă și... Șofer! Grădinar! Hai că ați scăpat cu DJ-ul, prea simplu. Ați tuns toate oile. Ia, pui, ia. Uite-te la el. Tâmplar? Vopsitor. Ajută-l, Ramona. Zugrav. Ramona, fii și tu. Uite-te la mine. Sobar. Ce, ai băgat? Ai băgat ăla? Ce-ai face? L-ai omul. Măcelar. Măcelar, stop. Bun, hai, runda a doua, runda a doua. Dacă putem să întrecem timpul ăsta. Am fost niște de ei, că asta e blondă. Jucăm două ăla e nedormit, că nu știu ce. Și ne-au pus oile. Începem cu runda a doua. Start cronometru. Polițist. Noată pescar. E rău. Fără sunet, fără zgomot. Fără sunet. E șofer. Înnoată. Dar ce bine colaborați. Înnoatător. Șofer de vapor. Șofer de vapor, care se cheamă? Îi zice marinar. Da, asta e. Șofer de vapor. Șofer de vapor. E vatman de barjă. Victor. Ia. Scriitor. Mama, asta e grea. Matematician. Matematician, schimbă. S-a zis. A făcut ea tablă așa. Pe Adina vreau să o văd aici. Petrol, ce ăsta? E petrol, petrolifer. Miner! Miner, stop! Petrolifer. Ia să vedem, avem foarte un bun. E bun. 45. Schimbați. Petrolifer și șofer de vapor. Asta e nivelul. Pe ăștia trebuie să mă bat eu. Deci pe ăștia nu i-am bătut noi, ca să înțelegi. Care, domne, șoferul de care are șofer de... Petrolifer. Am văzut un primar care a zis că a băgat trolebuze electrice. Doamne, dacă m-au auzit așa ceva. Hai să... Începem cu runda a doua și pentru băieți. Ha. Nu vezi bine, vezi bine. Ce ești? E binoclu. Meserie, femeie. Ramona. Șofer de ochi. Lupă. Lupă. Aș uita ce voi faceți o scenetă. Citești în stele. O scenetă. Nu, nu citești în stele. Colaborați. Nu, ai luat ceva din nou. Colaborați. Și-ai băgat în urechi. Ce colaborați, mă. El e ceva, te e ceva, da? Te duci la... Când ești oarbă, oarbă! Aș dă mimat, faceți voi un orb de ochelari, că nu așa se mimează, să dea naiba că mi-ați mimat. Când e chioră, pe ți-a mimat, că nu vezi când îți arată la schimbă, oftalmolog, un chior de ochelari. Așa se duce el la oftalmolog. Așa este, așa este. Un chior de un ochi. Păi cum să așa e testul la oftalmolog. Hai să vedem. Pedere nervoasă, Ramona. Motorist, nu. Tu ce ești, tu?
Olar! Hey! Schimbă! Super! Ultimul grăbiți-vă! Grăbiți-vă! Răzvan a renunțat de mult la echipă. Ce sunt eu, Olar? Olaru! Ia să vedem! Operator! Gras! Operator gras! Bravo! Operator slab cu burtă! Pierdutor cu burtă! Mulțumim tare mult! Antonia, te anunț că prin mărinimia... De ce dai cu ei? Că pe ei trebuia să-i batem! Prin prostia, mărinimia băieților... Să ne dai țomon tartar! Ține asta! Mulțumesc! Șoferul nu, somon, nu țomon! Șoferul de vapor a zis că ai câștigat premiul astăzi cu toate cele! Mamă!